Alături de noi este dr. Matei Mircea Bogdan, specialist în medicina hiperbară și specialist în psihiatrie, omul care l-a tratat la această clinică în Cara Severin, da? Pe Trică Muțu Stoian. La Craiova este Cristina Șeulean, colega noastră, care se află cu sora lui Petrică Muțu Stoian, cu artiști care au venit să-l conducă pe ultimul drum și a început această discuție în care familia vă întreabă diferite lucruri. Sunt oameni care, de exemplu, spun, domne, ce competență are un psihiatru cu această cameră hiperbară. Ce mesaje de la oameni? Și pentru cei care se uită la noi, da, era vaccinat, era cu cele două doze deja făcute. Cu teste negative pe platou, da. Testele negative de COVID cu câteva zile în urmă la emisiunea unde fusese să înregistreze. Ne întoarcem la Craiova. Cristina, dacă sunt întrebări, te rog mult de tot. Domnul doctor este aici fără nicio problemă. Domnul Enceanu, doamna Maria, mai aveți întrebări pentru domnul doctor? O singură întrebare. L-aș ruga pe domnul doctor să spună la ce universitate face doctoratul. Deci sunt doctorand în fiziologie și neuroștiințe la UMF Carol Davila. Am înțeles asta. Da. Asta e universitatea, din București, da. Bine. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu, doamnă, și Dumnezeu să-l ierte încă o dată. Nu mai aveți vreo întrebare pentru domnul doctor? Da, nu credem că sunt lucruri care ne depășesc. Cred că până la urma urmei ancheta va demonstra care este adevărul. Să sperăm că adevărul va ieși la ivale, pentru că altfel Petrică nu va fi liniștit în lumea celor drepți. Sunt convins că o să răscolească în mormânt dacă noi, cei de aici, rămași, nu ne vom strădui să aflăm adevărul. Domnul doctor Matei Mircea Bogdan spunea mai devreme că n-a fost căutat de niciun organ de anchetă. Probabil încă nu s-a ajuns în faza aceasta. Da. Da. Va fi. Nu? Mă așteptăm. Există proceduri, le cunosc. Va fi și dânsul. Nicio problemă. Da. Vom pune toate lucrurile pe care le avem. Pe parte, știți cum e, sunt oameni care înțeleg și familia lui Petrică Muțu Stoian. Sunt oameni care trec printr-o suferință și au pierdut un membru foarte important, sigur, un frate, un prieten, un apropiat. Și toți asociază acest lucru. Un om valoros. Un om valoros, că s-a întâmplat dintr-o dată. Adică după ce omul ăsta la 61 de ani era în formă, după această ședință s-a declanșat toată povestea. Așa asociază lumea. Probabil că hematologii se pot pronunța mai bine. Acest tineret de 6-7 pe care l-au evaluat la Spitalul Reșița, la această valoare și o tuse puternică poate pune probleme. O tuse cu sânge poate fi o complicație directă a valorii necontrolate a acestei inere. Din păcate, da. Iar asta, dacă valoarea aceea este într-adevăr reală, eu o știu doar din media, nu știu efectiv dacă este adevărat, dacă valoarea de INR 6-7 este reală, atunci cu atât mai mult expunerea la oxigen hiperbar, nedeclanșând în momentul terapiei un acces de tuse sau o acuză de orice fel, înseamnă că a fost o procedură destul de sigură. Sunt curios dacă Muțu Stoian a fost introdus într-o cameră hiperbarică sau într-o capsulă. Spitalului Județean din Reșița. Nu știu. Mă scuzați. Nu știu. A fost cumva culpa Spitalului Județean din Reșița? Ce pot să vă spun, că am fost martor ocular cu dânsul până în momentul când s-a suit pe picioare în salvare. N-am fost la Spitalul din Reșița. Eu sunt medic, eu înțeleg multe de desubturi. Nu știu ce tratamente a fost. Nu știu. Nu e problema mea, nu știu ce s-a întâmplat acolo. E o întrebare de la cine și vă întreabă pe noastră dacă Muțu Stoian a fost introdus într-o cameră imediat. A fost introdus într-o cameră hiperbarică sau într-o capsulă? Singure dispozitive autorizate sunt camerele hiperbare. Câte deci este o cameră hiperbară, acolo? Este o... Cu dânsul în același tratament au fost, dacă nu mă înșel, 14 persoane. Deci cu dânsul au fost 14 persoane. În același timp. Este o cameră de 16 locuri. Se poate monitoriza individual respirația fiecărui pacient în fiecare moment. Este supravegheat audio-video cu tot timpul. Perfect. Eu am fost în camera hiperbară cu dânsul. Perfect. Uite, domnul Enceanu, doamna zice Maria, cineva și vreau să vă întreb pe numai un pic, uite, e un mesaj care apare de la, sunt foarte multe mesaje care vin de la oameni și vreau să vă întreb, domnul Enceanu, dacă este adevărat că domnul Petrică Muțu Stoian ar fi tușit și ar fi expectorat sânge și la filmări? Nu e adevărat. Nici vorbă de tușit. Da, da. Pentru că ați fost împreună la acele filmări și erau mesaje care spuneau că lucrul ăsta s-ar fi întâmplat și înainte. Da, da, da. Nu e adevărat.
Deci nu e adevărat. Eu joia trecută am stat cu Petre aproximativ 4 ore. Odată nu l-am auzit să tușească. Nici noi nu l-am auzit tușii. Nu s-a întâmplat. Nici înainte. Sunt întrebări de la oameni și unii care... Nu, la noi a fost o persoană într-o stare aparentă de sănătate, tensiune normală, saturație, puls, clinic, sănătos. Da. Cineva spune că toată povestea asta este o disperare a clinicilor de a câștiga cât mai mulți bani și că... Să știți, așa. Că clinici care vor să câștige cât mai mulți bani și că, de fapt, nu sunt specialiști 100% în aceste centre. Și ceva mai devreme mi-a spus să nu mai spun medicină alternativă, pentru că nu este corect. Este o medicină acreditată, autorizată și refuzăm pacienți săptămânal la tratament. Refuzăm pacienți. Sunt pacienți care vin, fac consultația și li se explică că nu pot face. Da, vă rog, că dumneavoastră aveți întâietate. Cătălin, scuzați-mă, vă rog eu frumos. Mi-aș dori să oprim discuția aici, pentru că noi colegii ne-am adunat cu totul de și acord, prietenii dragi. Cu totul de acord. Nu e cel mai bun să moment. Fim alături de Petrică în astfel de momente, să aducem un ultim omagiu. Haideți să încheiem și să ancheta să continue așa cum trebuie. Asta ne dorim și noi, dar alături, fiind domnul doctor aici, am zis că dacă aveți întrebări, dorința dumneavoastră de a afla cât mai multe despre ce s-a întâmplat. De asta și colega mea, Cristina, este acolo, ca să ne luăm rămas bun de la Petrică Mâțu Stoian, așa, într-un mod cât se poate de onorabil. Dar atunci haideți să o facem așa. Te rog. Atât mai spuneți-mi, domnul Enceanu, ce ați fi spus prietenului dumneavoastră dacă ar fi fost acum în fața dumneavoastră? Ce n-ați apucat să-i spuneți? Dacă Petre s-ar reîntoarce la viață, i-aș da în primul rând două perechi de palme, ca altă dată să asculte de noi, pentru că eu și domnul profesor Gușma am fost împotriva plecării lui la această clinică, nu știu de ce, dar era atât de pornit. Și chiar dacă de când suntem prieteni, 30 ceva de ani nu l-am atins cu un deget, dar acum i-aș fi dat două perechi de palme. Poate așa se trezea realitate, că nu tot ce zboară se mănâncă. Trebuie să fie, pentru că Petre chiar într-adevăr era o fire credulă. Dar, iată, trăim vremuri în care trebuie să fim un pic mai atenți. Așa este, vă mulțumesc tare mult. Știm că Petrică Mâțu Stoian nu avea copii, însă avea un fiu de suflet, așa cum îl numea el, și îl am alături de mine, este Alin. Bună, Alin! Bine v-am găsit, nu pot să spun bună seara, pentru că nu este așa tocmai este. Cea mai bună seară. Știu că tu ești băiatul de suflet, ai fost băiat de suflet pentru Mâțu Stoian. Spune-mi cum v-ați întâlnit. Ne-am întâlnit în cadrul unui concurs realizat de o televiziune de folclor. Eu inițial mă dusesem cu puțină teamă la acel concurs, pentru că maestru Petrică Mâțu Stoian, cum îl știe toată lumea, era un om care spunea lucrurilor pe nume, nu era genul de persoană care să spună în față cânti bine și în spate să nu dea doi bani. Îți spunea din prima nu cânti bine, învață altă meserie. Și de atunci tu l-ai simțit aproape, ca pe un tată, vorbeați în fiecare seară, nu-i așa? Da, vorbeam în fiecare seară, chiar îmi aduceam aminte și dacă treceau două, trei seri și nu vorbeam, îmi dădea mesaj, copilul m-a abandonat. Și spuneam, maestre, nu vreau să vă deranjez, sunteți și neastră obosit, aveți cântări, aveți evenimente, nu vreau să vă deranjez eu. Spunea, dar nu mă deranjez, tu poți să-mi dai mesaj oricând vrei tu. Și vă dați seama că pentru mine era... Știu că ai vorbit și înainte cu o seară ca maestrul Mâțu. În ultima filmare a lui Petrică a fost și Alin cu noi. Știu că ai un mesaj pe care cred că o să-l păstrezi, un mesaj de la Petrică Mâțu Stoian. Știu că l-avem și noi, Cătălin, dacă putem să-l arătăm. Poți să-mi spui tu ce spunea mesajul? Să fii tare, peste ei te pupă nenea. De ce ți-a spus așa? Trebuia să merg la o emisiune, pentru că luni, de fapt, trebuia să merg la o emisiune, pentru că au fost sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și pe mine mă cheamă Gabriel. Și m-au chemat la emisiune și să prezint cu cei de acolo. Și eu mereu, când trebuia să mă duc undeva și când eram chemat undeva, mă sfătuiam cu dumnealui. Și spuneam, nene, să mă duc, e bine. Și îmi spunea, da, du-te. Și eu mereu mă încuraja. Și ăsta a fost ultimul mesaj pe care mi l-a dat. Să fii tare peste ei, te pupă nenea. Așa vorbeam noi. Cum ai primit vestea că nu mai este printre noi? Tristă, da. Chiar tristă. Cea mai tristă veste pe care am putut-o
primi vreodată. Cuvintele mi le găsesc greu pentru că maestrul Petrică Muțu Stoian, pe lângă faptul că mi-a fost mentor, mi-a fost un al doilea tată. Mi-e foarte greu să vorbesc de dumnealui la trecut. Chiar mi este foarte greu și chiar mă întrebam de acum încolo ce o să fac și cum voi merge înainte. Și vorbeam și cu maestru Constantin Enceanu când ne-am întâlnit și la sediul ansamblului Maria Tănase și îmi spunea, asta este viața, tu trebuie să dai înainte, ești talentat, o să ajungi acolo unde și-a dorit. Se termină pământul aici, gata. Și așa cum l-am rugat și pe domnul Enceanu, te rog și pe tine. Ai vrea să-i spui ceva? Ceva ce n-ai reușit să-i spui? Păi dacă s-ar reîntoarce, maestru Constantin Enceanu a spus că i-ar fi dat două perechi de palme. Eu nu mi-aș fi permis să-i dau două perechi de palme pentru că nu era cazul, dar l-aș fi certat puțin și i-aș fi spus să ne mai asculte și pe noi. Pentru că înainte să ia. Potrivă, da. Să toți întrebam de ce și chiar la ultima filmare când am filmat și cu parcă toți îi spuneam, dar de ce vreți să mergeți acolo? De ce? Oricum nu este sănătos, sunteți, de ce să... Nu, că nu mai, asta e ultima filmare, vreau să mă duc să mă relaxez, să mai am muncit o viață întreagă, vreau să mai văd și lumea, să mai... Deci parcă a fost un făcut, parcă l-a tras ața să meargă acolo. Doamna Maria, dumneavoastră, i-ați fi spus ceva ce n-ați reușit să-i spuneți până acum? Acum, ce să-i spun, că l-am iubit și îl vom iubi, atât. Am iubit și îl vom iubi în continuare. Va rămâne pentru noi o icoană. Cătălin, așa cum spuneam, este durere mare, tristețe aici. Revenim în câteva momente. Revenim pentru că, într-adevăr, cum spuneam și la început, muzica populară a pierdut un artist, un om care s-a făcut remarcat în lumea asta muzicii populare. Categoric, un artist valoros care a lăsat omenirii foarte multe cântece, adevărate perle, le putem numi bijuterii folclorice și noi, televiziunea română, chiar deținem în arhiva noastră momente irepetabile, absolut fabuloase, unele dintre ele de neînlocuit. O să vă arăt, după o scurtă pauză de publicitate, un moment spus de omul care a fost lângă el, Doru Gușman, impresarul, omul cu care, cu familia căruia locuia în aceeași casă și erau ca o familie. Are niște lucruri interesante de punctat, dar asta după publicitate. Până atunci ne luăm rămas bun și de la dumneavoastră, domnule doctor. Vreau să mai spuneți ceva pe finalul intervenției. Da, aș vrea să menționez doar că pacienții sunt destul de speriați și cred că media... Pe de o parte spune lucrurile cum trebuie, de altă parte exagerează, cunoaștem tu toții știrile false care circulă zilele acestea. Sunt în continuare pacienți la clinică, n-a plecat niciun pacient după această situație nefericită. Au fost sunați, au fost liniștiți, pacienții l-au văzut tot timpul vesel, l-au văzut bine, au stat cu el la masă. Asta probabil că se va lămuri conform anchetei ce s-a întâmplat mai exact, și... pentru că sunt oameni care, m-ați văzut, spun că domne, s-a întâmplat imediat după ce a plecat de acolo, domne, a luat anticoagulante la spital, cred că de asta e o anchetă care trebuie să-și urmeze un curs. Și există, nu există în România norme de procedură și de aplicare, lucrăm în cadrul Comisiei de Medicină Hiperbară, există Societatea de Medicină Hiperbară, lucrăm la aceste documente, le-am actualizat din nou și sperăm că acum cu ocazia asta poate va fi un succes și să există norme. Ultima și întrebare mai am. La clinica aceasta se poate veni fără bilet de trimitere din partea altui medic? Adică dacă ai partea financiară, poți să te duci să-ți faci aceste ședințe? Deci nu, din punctul meu de vedere, în fața dumneavoastră în acest moment, eu sunt un medic, nu sunt angajat nimănui și asta spun oricărui pacienți, pacienții pot confirma. În cadrul consultației, eu sunt medic în primul rând, nu angajat nimănui. Pentru că nu contează lucrul acesta, contează să evaluez corect persoana și să identific dacă există un beneficiu și ar trebui să punem și partea pozitivă. Au fost sute de cazuri care au venit cu cărucior, care au venit cu salvare și au plecat conducând mașină. Este o realitate asta. Știți cum e? Astea sunt lucruri pe care ar fi bine... anchetele să le stabilească sau lucrurile și să nu intrăm în detalii care nu pot fi dovedite de către noi. Vă mulțumesc mult de tot că ați avut deschiderea să veniți. Multă sănătate